O fortună nouă. Ma am o întrebare cu o ridicare de mână. Cine dintre noastre s-a născut într-o familie de pocăiți? Se nască într-o familie de pocăiți? Ma, mulțumesc. Eu vreau să spun un secret. Eu m-am dus la biserică înainte să mă nasc. Că m-a dus maica mea. Eu m-am născut într-o familie de pocăiți. Părinții m-au dus la adunare când am fost mic. După ce m-am născut, medicii au spus că nu o să trăiesc tare mult, dar slavă Domnului că sunt astăzi în viață. După aceea, când aveam 10-11 ani, aveam atacuri demonice, așa fel încât noaptea nu dormeam decât 2-3 ore pe noapte, zbieram, strigam, mă zvârcoleam. Părinții mei erau îngrijorați, nu știau ce să facă. Și odată la o adunare, adunarea artistei Emanuel din Chișinău Criș, a venit un frate care a zis să ne rugăm. Cine vrea să vină în față să ne rugăm pentru ei. Și atunci s-au rugat frații pentru mine și am fost eliberat. Și am știut de atunci că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu mare. Dar e mai tare decât diavolul și știm acest lucru, însă și diavolul se luptă pe acest pământ. Astfel că în acea perioadă un vecin de-al meu, un prieten, un băiat care era și la școală, a murit de leucemie. Aveam 12-13 ani eu, avea vreo 8 ani și în perioada aia mi-am pus în întrebare cu privire la viața mea. Mi-am pus în întrebare cu privire la ceea ce știam despre pocăință și cea mai mare ispită e să știi despre pocăință, dar să nu o accepți în viața ta, să nu o predai în viața ta, să nu te predai Domnului cu totul. Astfel că m-am dus într-o tabără și știți cum se face în tabără? Pe plan emoțional, ridici mâna, mergi în față, toată lumea se bucură, te aplaudă, toți prietenii. Însă acea predare a fost, câtă vreme a fost tabăra. După ce am ajuns acasă, n-a fost o predare reală. Însă s-a văzut acest lucru și la școală și peste tot. Dar eu eram băiatul cu minte înaintea oamenilor, însă Dumnezeu îmi știa și poate știți și dumneavoastră că cum e să fii, așa cum îi spunea mai înainte la Caleb, fii cu minte, fii cu minte. Și dacă zice cu părintele să fii cu minte, cauți să fii cu minte. Însă nu eram schimbat în viața mea. Am mers, au fost evanghelizare la noi și au venit americanii și niciun om nu s-a predat. Eu aveam vreo 13-14 ani și ca să fac bucurie, biserica am ridicat mâna. Vă dați seama ce bucurie a fost. S-a predat unul. Dar știți când m-a ținut? Până m-am dus acasă, pe drum, am simțit că nu a fost nicio schimbare. Însă frații ziceau, gata frate, veni, te ducem la botez. Și m-a rugat Domnului atunci, Doamne, fă să nu mai fie botez. Și s-a abonat botezul. Pentru că știam că nu e de ajuns să fii botezat, trebuie să fii și schimbat. Nu e de ajuns să te scalzi în apă și trebuie să fii și schimbat înăuntru și inima să fie schimbată. Astfel că într-o zi de noiembrie, într-o seară de noiembrie, când fratele care era atunci păstor la noi, frate Dani Vergotă, venea la rugăciune la noi în casă, a venit și a zis, pentru ce să ne rugăm, Beni? Deci pentru oamenii nepocăiți la noi din sat, din Chiclău. Și fratele a zis, bun, ne rugăm. Dar tu ești a Domnului sau nu? Și momentul acela am recunoscut și am zis, nu sunt a Domnului. Și momentul acela am zis, vreau să fiu a Domnului. În acea seară de noiembrie m-am hotărât să-L urmez pe Domnul și m-am predat viața Domnului. În 27 februarie m-am rugat Domnului, Doamne, dă să fie o zăpadă și nisoare, dacă tot e iarnă și se face botez, măcar dacă să fie mai aparte. Era zăpada de aproape jumătate de metru. Și am făcut botezul în 2011, însă luptele au continuat și știți și dumneavoastră. Acele lupte care sunt între noi și Domnul, chiar dacă ne-am predat înaintea Domnului, totuși, luptele se continuă între voia mea și voia ta, Doamne. Între a fi total predat lui Dumnezeu și a fi și o parte să las pentru mine. Chiar dacă slujeam, chiar dacă au fost momente în care chiar am slujit și în biserici, totuși mă luptam cu Dumnezeu. Și dacă există printre dumneavoastră unii care încă vă luptați cu Dumnezeu, este vremea să vă predați total lui Dumnezeu. Am plecat în insulele Feroe cu motivul că
să fac și eu niște bani și acolo m-am dus și ziceau oamenii, du-te pe frați, erau frați din biserică, du-te pe vapor, că dacă te duci pe vapor faci bani și într-un an îți iei și casă și apartament. Și am zis, gata, mă duc pe vapor, pe vapor de pescuit. Mă duc pe vapor de pescuit și când mă duc acolo, începe să nu prindem pește. Primul capitan la care m-am dus pe vapor a spus, de 20 de ani, era un frate de-a nostru, de 20 de ani sunt pe vapor și niciun an nu a fost atât de rău ca anul ăsta, nu știu de ce nu prindem pește. Știți de ce? Am eu acolo. M-am dus pe un alt vapor și poate vaporul e de vină. Și m-am dus pe un alt vapor, un alt capitan, a vreo 60 de ani, zice, de 40 de ani sunt pe vapor și sunt la pescuit din tinerețe. Și nu știu de ce anul ăsta, nu vrea să vină peștele la noi. Și îi spun unuia de acolo, Ion aici, și nu vine peștele, că la păcătoși nici peștele nu trage. Dar când o să mă duc acasă, știu că Domnul mă cheamă în slujire acasă și trebuie să mă duc acasă ca să prind pește, să mă prind pește, dar să fiu pescar de oameni. Și tot mă luptam încă, zic, hai, mai stau puțin. Însă un om al lui Dumnezeu mi-a spus, Beni, vin acasă, nu mai te lupta cu Dumnezeu. Astfel că m-am hotărât să vin acasă, Dumnezeu a lucrat să vin acasă și a doua zi când am ajuns acasă, am scris colegului meu, inginer, care era acolo, care a rămas pe vapor și am întrebat, cum îi pescuitul? Știți ce a spus? Prinde pește! De ce? Pentru că am zis, eu trebuie să plec, am o lucrare de făcut. Nu știu cu ce te lupți, în ce te lupți cu Dumnezeu. S-ar putea să nu fii nici măcar lui Dumnezeu. Sau dacă ești al lui Dumnezeu, să nu fii predat total lui Dumnezeu. Una dintre cântările mele preferate și care m-a cercetat de-a lungul vremii și acolo când eram pe vapor, nu e timpul să vă povestesc când era valul cât casa și era furtună și mă gândeam cum a umblat Petru pe mare, nu știu, că Domnul a zis, vină și umblă, vină la mine, când e furtună, e greu, e foarte greu să umbli pe mare. Mă gândesc că a fost greu, însă ascultarea de Dumnezeu înseamnă chiar și atunci când e furtună, chiar și atunci când este greu, să asculți de Dumnezeu. Și cântarea, aș dori să vă amintesc de cântarea aceea de la numărul 416 din Cărțile Roșii, care spune, învață-mă să făptuiesc, o Doamne, voia Ta mereu, să nu pot altfel să trăiesc, de-ar fi să piară trupul meu, voia Ta, voia Ta, Doamne în veci, voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Căci voia Ta e tot ce-i bun și azi și mâine și în veac. Ajută-mi ei să mă supun, să pot să-ți fiu oricând pe plac. Și următoarea strofă spune, Tu ai prin Duhul Tău cel Sfânt nebănuite sfinte căi, să mă înveți pe acest pământ voința Ta și pașii mei. Aceasta e rugăciunea mea, spre Tine necurmat o îndrept și în orice împrejurare grea, să-mi ardă voia Ta în piept. Fie ca toți care suntem astăzi aici, să spunem, Doamne, voia Ta, nu voia mea. Căci nu-i de ajuns să spui din gură, nu-i de ajuns să faci un botez, nu-i de ajuns să fii într-o biserică, ci trebuie să fii predat lui Dumnezeu. Și Domnul să-i ajute aceasta. Amin.